Pandurii Târgu Jiu a trecut peste un an greu din punct de vedere sportiv. La un pas de retrogradare până la venirea lui Grigoraș, neprogramați în campionat din cauza datoriilor și pe punctul de a fi retrogradați direct în Liga a treia, formația târgujeană a trecut prin mari emoții. Griga a răsuflat ușurat la finalul unui sezon extrem de dificil. Una peste alta, să știți că la cal vorbind acum, sunt mulțumit de evoluția jucătorilor. Pandurii s-a salvat pe teren datorită prestații făcute, dacă ținem cont că am jucat toate meciurile în deplasare, dacă ținem cont de faptul că am și promovat destul de mulți tineri, dacă ținem cont de calitatea jocului pe care l-a prestat Pandurii în marea majoritate, cu mici excepții, bineînțeles, accidentale, când evoluția noastră a fost mediocră. Jucătorii au tremurat și până la final din cauza datoriilor pe care le are clubul gorjean. Totul s-a terminat cu bine pentru Pandurii și echipa a primit o vacanță bine meritată de 3 săptămâni. Un campionat greu, e bine că am ieșit cu bine, ne-am îndeplinit obiectivul. La câte probleme a fost la acest club, sper că zic că am ieșit cu bine. Reunirea echipei Pandurii va avea loc pe data de 15 iunie la ora 15. Grigoraș a făcut programul până la startul noului sezon, stabilind deja locația și perioada în care vor avea loc cantonamentele.